Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ăsta este primul episod din seria Detectiv Alpaca ghicește campionul. În această serie am să luăm campionii care nu au apărut încă pe serverele gen PvE sau LOL. N-au niciun pre-release, nu poți să te joci cu ei, dar vom lua toate rumorurile și toate miturile de pe internet despre campionul la care LOL, Rito Games, a făcut teaserul, acesta care îl vedeți pe fundal. În timp ce vorbesc, am să desenez pe foaie cum cred eu că arăta de fapt în model 2D, în picioare, campionul respectiv. Deci, în timp ce vorbesc și detaliile care vi le dau, am să le implementez în desen și o să vedeți la sfârșitul episodului cum cred eu că o să arate campionul respectiv. În cazul de față, astăzi am să vorbim despre Tam, regele râului. Tam, după cum se poate prea bine vedea, este un amfibian, este ca un fel de pește. După titlu, vom considera că își va regăsi rolul în joc pe River. Prima oară am să discutăm cine este Tam. Cel mai probabil va fi un jungler. Iar în cazul de față, după toate miturile care le-am cules de pe internet, îmi voi da cu presupusul că este o junglă sau un top laner, datorită faptului că pare tâncos și are conexiune cu river-ul direct, cât se lucă pe bot lane să ajute. La ce m-am referit cu bot lane-ul? Păi, din titlu, The King of the River, regele râului, oamenii au speculat că s-ar putea să aibă abilități gen movement speed increased sau teleportare atunci când se află în mediul natural în river. În primul rând, hai să vorbim despre legătura lui cu League of Legends, cu lore-urile celorlalți campioni. După cum se poate spune, în linkul care o să-l las în descriere, el ar avea o legătură cu Twisted Fate și cu Evelynn. În teaserul care l-ați văzut pe fundal și la care o să-l las un link în descriere, dacă o să fiți atenți la ce spune de fapt, acesta este un monstru care mănâncă victimele care nu îi oferă ofranda. În cazul de față, în teaser se observă el mănâncă nevasta unui gambler care nu reușește să-i aducă ofranda la timp. Twisted Fate are în lore-ul cel vechi multe legături cu Serpentine River-ul. Se spune că la banc, la Serpentine River, era un țigan care stătea în comunitatea oamenilor și nu știu ce. El era țiganul respectiv și el locuia prin vremea aia. Twisted Fate căuta magie. Twisted Fate, fiind țigan, căuta magie și încerca să fraierească lumea ca să facă rost de ea. Tam s-ar putea să aibă legătura cu Twisted Fate prin următorul fel. Tam i-a împrumutat ceva la Twisted Fate în schimb unor bani care el i-a promis, nu i-a dat banii. Și Evelynn, care s-ar putea din lorul respectiv să fie soția lui, să fi murit, să fie ajuns în Shadowise, unde se află toate spiritele moarte, gen Hecarim, da? Bine, astea sunt teorii luate de pe internet, m-am spus, link-ul e în descriere, dar sunt cât de cât credibile, având în vedere că nu avem deocamdată toate informațiile necesare ca să ne facem o idee completă despre Tam. Acum, să trecem la următorul capitol. Cum arată Tam? Tam, din pozele care le-am reușit să le iau de pe internet sau de pe videoul care îl găsiți în descriere, e ca un fel de combinație între crab și broască, dintre Grump și crăbușorul amic de pe river. Cu siguranță are legătură cu crabul, deoarece în această poză observați crabul ținând în gură o foaie, care evident este Tam ce mănâncă omul respectiv. Și mai și scrie în descriere, the master snapped him up and fled, adică l-a mâncat. Ăla este sigur crabul, crabul ăsta. Ce face Tam? Abilitățile lui. Despre asta nu putem fi niciodată siguri pentru că nu avem un release complet. Nu avem un release, de fapt, nici măcar o idee. Singurul cu care am putut să-l găsesc e un post la care a răspuns un angajat de la Riot și a explicat anumite lucruri. În postul ăsta, un om ghicește că pasiva îi va da speed în river, Q și W dau slow, E-ul e un movement skill, R-ul care va face slow și damage în același timp și un angajat de la Rio, Daniel, a răspuns că tot ce a zis este greșit, mai puțin Q. Va da slow. Asta e un lucru care îl știm. Tot angajatul ăla a mai scris că nu va avea knock-up-uri, nu va avea true damage, nu va avea execute-uri, gen Darius, ultimata lui Darius. Oamenii tind să creadă că ar avea mai multe pasive, sau cel puțin una dintre astea. Prima, auto-atacul dă knock la campion pentru 0.5 secunde. Din thread-ul trecut care vi l-am arătat, asta e tăiată de pe listă, pentru că cel de la Riot a spus că nu va avea knock-up. A doua pasivă. Pe auto-atac, campionul primește plus 50 movement speed. Asta e valabilă. Asta are un văzut. Al treia pasivă. Atunci când un inamic trece prin river, cum patch-ul trecut au băgat, dacă râzi în river,
îi dai Town lui Tam. Dacă nu știați, puteți să verificați, orice se River și râde. S-ar putea să aibă legătură și acum cu campionii, movement-ul lor prin River să trigăreze niște pinguri, adică să îi dea vision lui Tam că ei sunt în River. Și de la ideea asta și poza cu crabul care v-am arătat-o, am intuit că s-ar putea să aibă următoarea chestie. Știți că dacă bateți crabul, lasă un ward, dar nu puteți să-l distrugeți. E, s-ar putea ca Tam să reușească să distrugă chestia aia cumva, cu o pasivă, habar n-am, dar cumva îl distruge și să devoreze crabul. Totodată, am mai văzut o idee legată de mana sau energia lui. Oricare dintre cazuri s-ar putea să fie un fel de fist, cum Cho'Gath și Nunu mănâncă minioni, și el s-ar putea să facă la fel. O să aibă probabil o abilitate de consum în care va face trade-uri, în care va lua minionii, îi va staca cumva și atunci când vrea să dea damage, consumă stack-urile respective pentru bonus de damage. La fel de bine, ulta lui s-ar putea să fie următoarea chestie. Un angajat de la Riot a spus mai de mult că o să existe un campion care va reuși să facă un fel de supres, adică va lua campionul respectiv, va lua un alt campion în gură și va da supres acolo, îl va putea lua cu el oriunde vrea, cum face Skarner cu ultimata, numai că ăsta va da damage. Pe scurt, o să-l halească, o să țină în gură și o să-i dea damage constant. Chestia e că ultimata aia trebuie să fie pe Gnar, sau nu neapărat ultimata, abilitatea respectivă trebuie să-i aparțină lui Gnar. N-au reușit să-i opună, să funcționeze la el și, după cum ați observat, Tam are o gură destul de mare, deci s-ar putea ca acesta să aibă tipul ăla de ultimat. Cum cel de la Riot a spus că nu o să aibă executuri sau knock-up-uri, ultimata asta nu conține niciuna dintre ele, deci e foarte viabilă. Și acum o să facem o mică recapitulare și să vă arăt și desenul care l-am făcut eu. Pălărioara apare în multe dintre poze și el fiind un fel de trader, de-aia e îmbrăcat așa. Are, nu știu dacă va avea pantofi sau nu, nu știu dacă va avea picioarele așa, dar așa mi l-am închipuit. Datorită pălăriuței care avea pe el și haina care avea pelerină la un moment dat în poze. El ca și pește un somn. Somnul are mustăți. De acolo sunt mustățile și avea inelușul ăla mic pe una dintre mustăți și dinții ascuțiți. Cât timp voi uitați la desenul meu, am să vă spun rezumatul la tot ce am zis până acum. Va fi junglă sau top, va avea un Q cu slow, posibil o ultimată care va da surpriza campion luându-l în gură și dându-i damage constant, stack-uri care le va elimina pentru bonus damage și bonusuri în river, orică ward-uri, orică speed, nu se știe. De fapt, nimica din ce am zis acum nu e 100% sigur, dar există o probabilitate destul de mare să aibă abilitățile și look-ul cum le-am prezis în videoclipul respectiv. Dacă vreți să vedeți gameplay-ul cu el fix atunci când apare, nu uitați să lăsați un subscribe, like, comment dacă v-a plăcut, în care să-mi spuneți cum credeți voi că ar trebui să fie campionul, ce abilități credeți voi că ar avea. Vă mulțumesc încă o dată pentru suport, ne vedem în următorul video care va apărea mâine probabil. Alpaca King, acum detectiv, out!